Cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Liviu Ciulei prezintă spectacole interesante în fiecare weekend al lunii noiembrie. Și asta într-un context economic nu tocmai favorabil. În perioada în care festivalurile de la Reșița sunt în stand-by, nu se întâmplă, noi, totuși subvenționați de Consiliul Județean, am reușit să facem pasul până în ordonanță, semnăm contracte, așa că vă bucurați o lună de zile de Festivalul de Teatru Liviu Ciulei. Genul comedie și distribuțiile de excepție ale primelor două piese din festival, Proștii sub clar de lună în regia lui Felix Alexa și Șase comedii ușoare pentru oameni triști în regia lui Alexandru Naghi, au atras publicul ca un magnet. La fel, pe critici de teatru, dramaturgi, manageri, într-un moment ce coincide cu celebrarea a 100 de ani de la nașterea marelui artist Liviu Ciulei. Liviu Ciulei l-am cunoscut în viață și vă spun așa o mărturisire, eram foarte tânăr. L-am cunoscut împreună cu Victor Eftimiu. Parcă vorbesc de sute de ani de când ne-am cunoscut. Ca debut al unui eveniment, cum este acest festival, începutul este motorul necesar, locomotiva necesară ca trenul ăsta, cred eu, să meargă foarte bine. Publicul, poporul vrea comedie contemporană, acidă. Nu lăsăm să trecem așa, nu, acid, totul a fost foarte acid. Un public educat, un public care a reacționat la lucrurile de calambur, de atitudine, dacă vreți, chiar politică. Festivalul cuprinde și expoziții și lansări de carte, dar și un turneu în localitățile din județul Argeș cu producții proprii ale Teatrului din Pitești.